Păi nici m-am scos afară. Deci mi-a dat că la hoț, pe partea alaltă. Și acum unde stați? În partea alaltă, într-un apartament cu 3 WC-uri, fără bucătărie și numai într-o cameră să poată locui. Ce vreți să fac? Ce să fac? Unde bun? Și ce v-a zis? Când ar trebui să plecați de aici? Mâine! Mâine o să plecăm ca tu m-ați scos pe noi. Așa ne-a spus. Exact așa ne-a spus. Cu din 8 septembrie. E făcut exact aici pe... Pe adresa asta? Pe adresa asta. Da? Nu. Și mai este încă... Uite și... Nu, treaba cu buletinul, nu. Și dumneai, tot la fel. În rest... Mă, oamenii, că v-am spus de atâtea ori, au zis el că treabă făcut și lega câinele și ăla. Nu-i motiv să scoți atâta lume și copii din școală să-și bată joc de noi. Ne-a rugat frumos, ne-am dus de atâtea ori în primărie, ne-a rugat domnul primar. Dar să ne chirie, vinde, ne fă ceva, nu ca și când abar nu are de noi. Nu ne bagă în seamă, n-are treabă cu noi, nici nu ne bagă în seamă. O zis că dacă nu avem unde să mergem cu ei, îi bagă la centru și noi să mergem pe stradă. Dar ce v-a spus? De ce vă scoate afară de aici? Pentru un câine și s-o rup canalizarea la, în pivniță, la apă, la canalizare. Când ori venite, ăsta e motivul care ne-l-a zis. Nu erau nici cărat cu bidoane de apă, nu era apă, nu erau trenupătoare, nu erau uși. Dacă bătea vântul, cădea. Noi cu vorbirul la primarul ne-am vestit în bloc, am pus geamuri, am pus uși, am băgat apa. Păi ce va vrea omul ăsta cu noi să ne sunt, o să ne aprinde de nimic, să ne lăsăm acolo și noi să plecăm afară. Da, mai rău ca când. Acum suntem în apel la Sibiu. Pe 20, prima instanță s-a amânat până în 20, luna viitoare. Și dar să nici o fost da, vă plătiți aici curent? Curent, da, absolut tot. Da, tot noi, da. Absolut curentul, tot ce e investit, nimic de primărie nu-i băgat. Absolut nimica. Se află în domeniul privat al Comunei Apodul de Jos. Nicio mențiune nu se face din punct de dispoziție de acolo, că am și scos din dosar, referitor la faptul că ar putea fi o locuință socială. Ne aflăm în situația în care persoane, mai multe persoane, ocupă abuziv un bun care se află în domeniul privat al primăriei, care bun ar trebui să aducă plus valoare comunității și să producă, să aducă venit, să fie aducător de venituri. Înțelegeți? Nu a fost încadrat ca locuință socială. Atenție! Asta e chestiune. Bun. Fiind în situația în care niște cetățeni ocupă abuziv un imobil fără drept, ne încadrăm la articolul 1300 din Codul de Procedură Civilă și există o procedură specială pentru asta, prin care se solicită evacuarea din imobil la persoanelor care ocupă fără drept. În trecut, dacă primarii le-au promis, și mie dacă îmi promite consilierul meu, du-te și investește în magazinul de peste drum. Păi eu cum să investesc dacă știu că nu e al meu, dacă nu am un document la bază? Deci toți trebuie să ne punem în legalitate, în țara asta, în comuna asta, peste tot. Hai să vă explic. Vis-a-vis de partea umană, mă doare suflet. Nici mie nu mi-a convenit să mă scoată cineva din locuință, clar. Chiar și să nu fie a mea. Dar în acești ani care s-au plenit la totul, lumea trebuie să se gândească că trebuie să ne așezăm. Dar o soluție pentru oamenii ăștia ați găsit? O soluție trebuie să-și caute gazdă. Nu este de îndatorirea mea să mă duc să le caut gazdă. Nu, eu ne-am spus, intrați în bloc, nu plătiți curent, nu plătiți facturi, mai vorbiți și urât cu oamenii. Nu eu. Pur și simplu nu. Și nu tolerăm nici pe cei care aruncă gunoi în capul satului, nici pe cei care aruncă în sat, nici pe cei care nu-și plătesc facturile. Toată lumea trebuie să se alinieze. Suntem în 2021.